Bine v-a regăsit, prietenii! Ați observat că s-a băgat ca temă prin televiziune de partid și de stat chestia asta cu impozitul progresiv? Adică să ne ia mai mulți bani. Sigur că e o păcăleală. De când există impozitul ăsta unic, da, cota unică, s-au colectat mai mulți bani la buget. Dar nu contează, că matematica nu e punctul forte al guvernanților. Și m-am gândit, mă, oare de ce? Oare de ce vor ăștia să ne ia bănuții din buzunar? A, trebuie pentru pensii speciale. Pensiile speciale pe care le-a tăiat Rareș Bogdan în 30 de zile și pe care PSD-iștii au zis că le tăiem. Așa le tăiem, dar peste 40 de ani, ca să nu stresăm foarte tare economia din buzunarul specialilor. Sau mai trebuie pilele de partid. Adică, bă, băiatule, dar ce facem cu ăștia de la partide? Unde îi băgăm? Și vă dau un exemplu și mai întâi vreau să vă spun o chestie. De fapt, noi suntem mai aliniștiți, mă. Noi mergem să ne uităm pe facturi, nu cumva să, aoleo, să nu întârziem cu factura la gaz, lumină, la apă. Noi ne uităm cu ochii galeși, cu privire galeșă, către mările de prețuri. Noi alimentăm de 150, 200, hai 300 de lei mașina cu benzină sau cu motorină. Adică noi avem un parcurs de asta aproape liric, știi? Așa, deal, vale, deal, vale, cam filozofia lui Blaga. În timp ce ăștia sunt stresați, bă, să ia bani, bă. Să ia bani, că tu știi, la politicieni supa, ciorba, se mănâncă cu șepte linguri. Ăștia, dacă n-au 100 de milioane în buzunar în fiecare dimineață, la ăștia le pică libido două săptămâni, tată. Au scandal cu nevasta, cu amanta, trebuie să ducă flori acasă, parfumuri, mama dracu, industria de parfumuri din Franța n-ar face față dezastrului psihic din căpățâna lor. Și vă arăt un tip care era să moară de foame, bă. Socrul lui Victor Ponta era să moară de foame, sărăcuțul, dar statul român l-a salvat. Pentru că l-a băgat într-un consiliu de administrație al RomSilva. Și o să încaseze încă 7.300 de lei net, pe lângă pensia normală și pensia specială. Uite un om, uite, statul român să știe că își face datoria. Ăsta era să moară de foame, pentru că el câștiga, imediat o să vedeți, bă, niște firfirei. Că eu mă și gândeam să trec pe lângă Catedrala Ortodoxă, că domnul e popă ortodox, dacă vine cumva la Cluj, unde e scump, să am la mine, mi-am și pregătit, uite, 10 lei, 5 lei, 10 lei, 10 lei, 5 lei, 1 leu, și mai am niște mănuțe și mașină de la pe care îl dau la aia când spală parbrizul, să-i dau lui, da? Nu asta, mă gândeam că ăsta are, stați că vă arăt imediat, că cred că n-am trimis-o, dar vreau neapărat să vă spun cât câștiga domnul ăsta. Domnul ăsta a câștigat niște bănuți. Mi-e și milă să le spun că nu vreau să-l jignesc. Omul abia scăpat de inaniție. Și n-aș vrea să creadă că fac bâză de el. Mișto, cum s-ar spune în popor. Da? Dar câștiga niște bani de mi-e jenă să-i... Doamne, ce sume! Ilie Sârbu a încasat, potrivit ultimei declarații de avere de la Curtea de Conturi, ca salariu, suma de 325.000 de lei în 2022. De asemenea, a încasat și o pensie de 72.000 de lei de la Casa de Pensii, precum și o pensie specială de fost parlamentar de aproximativ 52.000 de lei. Adică undeva la 6.000 de euro, 7.500, 8.500 de euro. Bă, ce faci cu 8.500 de euro? Noroc că eu mai dat ăștia încă 1.500 de euro să ajungă undeva la 10.000 de euro, că altfel murea de foame. Bă, dacă venea în Cluj era jale, că în Cluj cu 10.000 de euro nu faci nici pipi în centru. Adică Ilie Sârbu a fost salvat de statul român. Sigur că el are din 2003 un anumit deranj. Vorbește cu voce mai subțire puțin, că a avut un accident de vânătoare. Înțelegeți? El nu mai poate să spună eu am două perechi. El maxim poate să spună visând, am o pereche. De coarne, de boi, pocnind din bici pe lângă boi, de ce m-ați dat de lângă voi, etc., etc., versul de genul ăsta, da? Și ce dacă se revoltă, ați văzut un titlu, se revoltă ăștia tineri, da? Pe pensiile speciale. Mai terminați, bă, cu prostiile, da? Ceea ce că devenim cetățeni de categoria a doua, că am ales să ne facem doctor, inginer, arhitect, contabil sau orice altceva care nu e bugetar privilegiat. Trebuie să existe în România, ca în India. În India sunt 5 caste. Prima e aia care poate să facă orice. Ultima săraca e aia care poate fi inclusiv violată și nu pățește nimeni nimic. Noi suntem aia violații. Dar, știi, e cam bancul ăla. Auzi, mă, ce noroc la măria asta. Ce, mă? Eu vin tri.
Nu mai pot să spun bancul, pentru că nu e un banc de spus la ora asta. E după 12 noaptea. Da? Și atunci, trebuie să ne obișnuim. Ăștia se trag din sovietici. Și noi nu putem să ne despărțim atât de repede de trecut. Înțelegeți? Pe de altă parte, să nu ne punem întrebări stupide. Dom'le, de ce mereu ăștia? Asta e o întrebare stupidă. În România, nu pot. Băi, vrea să moară ăsta de foame. La 8.500 de euro pe lună. Tu ce ai face cu 8.500 de euro pe lună? Tu crezi că ți-ai luat mai mulți cârnați? Ai putea să mănânci? Nu poți să mănânci la 1500. La 10.000 de euro pe lună deja poți pune alea 7 linguri pe marginea farfuriei, mănânci cu 7 linguri, te plimbi cu 2 mașini odată, altfel, știi? Și mergi într-un concediu. Acum nu mergi la Amara, că acolo merg amărâță. Înțelegi? Nici la Herculane. Herculane, foarte bine că a fost distrus de PSD-istul ăla de armaș. Ăla a fost portar. Înțelegi? Deschidea poarta, ușa hotelului. Îi dădeai un leu, doi, cinci, cât te lăsa sufletul și el zicea Bogdan proste. Era un tip foarte politicos. Sigur că după a ajuns mare ștab la PSD și i-a dat ăștia pe mână Herculane. Dar i-a dat cu un sentiment istoric. Băi, Herculanele ăsta, dincolo de băi romane și șmecherii de-astea de istorie, de pagina 12, băi, asta a fost alături de Carlo Vivari, stațiunea preferată a lui Franz Iosef, bă, pe ăla nu era român. Bă, și atunci ce facem? Ne batem joc de istorie? Lăsăm un Herculane care era preferatul unui împărat? Pe ce, bă, noi avem împărați? Noi avem niște baroni, niște conți, cum zicea ăla de la Prahova, să-i zică lumea sire. Adică, uitați-vă la ei. După aia, nu uitați că noi suntem foarte pravoslavnici și trebuie bani la biserică. La biserică, nu pentru că biserica, ci pentru că există o armonie divină între biserică și politică, tată. Și vă arăt ce face subprefectul de, cred că e de Vaslui. Subprefectul de la PSD, ce să facem? Eu n-am nicio vină că e de la PSD. O tras o samba în Brazilia, uite ce frumos e. Da? Asta e subprefectul de la PSD. E foarte bine, pentru că îi arată perfect imaginea ideologică a partidului. Evident, cu afacerii conectați la bani publici, că doar de unde să meargă până în Brazilia, că e scump. Acasă, de teama DNA-ului, tămâiază zilnic prefectura. Bă, mere cu tămâie și cu Doamne miluiește, du-te DNA-ule de aici, Doamne, dă să-și rupă mâna ăla de la DNA, să nu poată să scrie procesul verbal. Da? Și nu mint. Nu mint. Ia uite aici. Fii atent aici. Vine băiatul, da? Și merge cu tămâie. O să vedeți imediat în presa locală, dar nu știu dacă am trimis asta, ultima poză, da? În care el merge și de când a fost arestat ăla cu o grămadă de bănuți în portbagaj, zic cum îl cheamă pe ăla, Buzatu, da? E foarte frică. Și merge acolo, tată, și cu tămâie, cu... Îți dai seama cum se roagă ăsta în fiecare zi. Doamne ferește să apară o mașină albastră, un Duster albastru, da? Să scrie DNA. Este un ziar fain în Strasburg. Dernier Nouvelle d'Alsace. DNA. Da? 220.000 de exemplare tiraj zilnic. 189.000 de abonați. Și dacă vine ea să facă un reportaj despre Vaslui și închiriază o mașină, ca au și camere de luat vederi. Și acolo, da, vor să facă și ei, să facă reclamă la Dernier Nouvelle d'Alsace, da, să vadă lumea că este ziar franțuzesc în lume, da, strasburghez. Și spune la DNA și dacă parchează în fața prefecturii, asta face infart. Doamne ferește! Vedeți cum merge asta cu frică la prefectură? Deschide ușa întâi. M-a căutat cineva. Și în caz că l-a căutat cineva, paf! Repede un ceva, un concediu medical. Sau își pregătește discursul, cum că deținut politic, etc., etc. Sigur că nu-i doresc chestia asta. Mare după ce l-am văzut ce simpatic îi. Da? Da. Și uite, la sfârșitul anului trecut, după arestarea baronului PSD de Vaslui, Buzatu, Gologan, de la Gologani, a început să tămâieze zilnic culoarele prefecturii și omul zice, Mircea Gologan, am observat că de când tămâiesc holul, niște persoane nu mai trec prin acel loc și astfel nu mai ajung la mine la birou. De ce habar n-am, dar eu mă bucur și am decis să tămâiesc locul mai des ca Dumnezeu să mă ferească de dușmani. Dușmani, cu D de la DNA. Adică, băi, lăsați politicile publice, lăsați porcăriile astea, tată. Aici trebuie să mai cu Dumnezeu, mă. Da? Ma Dumnezeu te mai ferește de DNA. Nu faptul că nu bagi mâna, că ești onest, că ești cinstit, că vrei să faci bine pentru cetățenii care îți plătesc dita mai salariu.
Dumnezeu. Și atunci trebuie să bagi impozit progresiv, că Dumnezeu zice, bă băiatul, ți-am dat și brânză, ți-am dat și urdă, dar știi că ai stat pe bani, da? Mai punești tu acolo un ceva, un altar, mai fă o cruce de aia imensă de 12 metri, cum fac ăia din Vâlcea, au împresurat toată țara cu crucilăile alea și la sfârșit jos este un craniu, știi? Să se sperie copiii. Tata, ce-i cu crucea asta? Cine e acolo? Iisus Hristos. Și de ce-o pus craniul ăla acolo? Tu l-ai, Doamne, ia că-s ortodox. Ia din călugări. Și Biserica Ortodoxă nu poate să spună nimic, că sare poporul. Vai de mine, ce se întâmplă? Bine, pe partea alaltă, există o realitate care ne dă la ficați. Da? Ne dă la ficați, vedeți pe profit.ro imediat, o știre care ar trebui să ne liniștească. Lovitura de grație dată micro-întreprinderilor. Și-am rezolvat problema, tată. Le-am tras una la rădăcină și să învățăm noi pe român, bă, terminați cu antreprenoriatul, bă. Noi, statul, suntem mai puternici. Da? Voi nu luați niciodată pensii speciale, sunteți niște lingăi. Da? Dacă nu vă dăm noi ștampila, avizul, autorizația, voi o să muriți de foame, băi, privaților. Da? Și atunci, încet, încet, o să vină lumea și să spună, domnule, dar ce bine era pe timpul lui Ceaușescu. Ce bine era pe timpul lui Ceaușescu, n-avea lumea, dragă, dar n-avea nimeni. Să nu fie bogat în România. Să nu fie ce? De ce să aibă la mașină adusă din Germania și o să umblu cu orsitul meu din 86, pe care tot le cu sârmă acolo, îi suflu un jigler, îi curăț carburatorul cu pastă de dinți, că nici nu mai găsești de aia cristal cum era cu mentă și banane, știi? Că aia mai dădea câte un... Așa, avea impresia că aia e condiționat de la parfumat, că mai puțea acolo amentă, știi? De ce să fie bogat în România, bă? Și nu v-a săturat de bogăție. Nu mă mai satură Dumnezeu de... Incredibil, tață. Sigur, acum, noi trebuie să ne gândim în felul următor. Statul român n-a luat niciodată apărarea celor care fac ceva în țara asta. Ci-a luat apărarea celor care nu fac. Politicile publice se fac pentru aia care n-au și care nici n-au chef să meargă ca să aibă, să muncească. Noroc să iei în seamă pe ăla care merge la studii, își face o firmă sau muncește ca nebunul dincolo și își face o casă aici. Te uiți la el deja așa, băi băiatule, ce-ți faci? Firmă? Adică, infractorule. Este celebru cazul ăla din Olanda acum, în mod evident. Un tip din București care a vrut să facă produse tradiționale în România. Și a zis, băi, știu să fac, n-ați niște rețete de la Buna, de la Mătușa, de la nu știu care, și a deschis acolo afacere. În primele două săptămâni, 5 controle, într-o lună jumătate, i-a închis firma. Și omul și-a băgat picioarele, nu vă spun unde, da? Și și-a băgat și altceva, nu vă spun unde, și-a scos camele din buric și-a plecat în Olanda. Și în Olanda, el a crezut că e în România, au stat acolo, oarecum să facă, hai totuși să deschid un SRL. Bă, s-o speria când a văzut că l-a deschis în 15 minute, tu l-ai, Doamne, aici l-am deschis în 10 zile, într-o lună. Vai de mine, înseamnă că vine ăștia la controle mai repede. Bă, și într-adevăr vine controlul în Olanda. Și zice, băi, Costică, ce faci tu aici? Ești bine, Romanișe. Investitorul. Și ce faci tu aici, bă? Știți, mătușa, mama, cârnați, rețetă, ingrediente? A, tradițional. Păi fii atent ce face, măi, Costică. Noi, statul olandez, spunem așa. Până te pui pe picioare, nu plătești nicio taxă. Fii atent, trebuie să faci asta, asta și asta ca să ai mai mulți bani. Și dacă ai nevoie de ajutor, astea sunt numerele noastre de telefon de la fiscul olandez și de la companiile de consultanță, de la camerele de comerț, ca să profiți de toată infrastructura noastră birocratică. Omul săracu și-a făcut cruce cu limba, că a rămas ortodox. Știți, și ortodox, și când trec pe lângă catedrale, fac cruce cu limba la bărbărbăr, la băsele, la moral, la bolar, pe unde pot, în podul, da, bilabial, așa, înțelegi? Și săracu și făcea cruce cu limba, cum adică? Și nu m-a amendat? Nu! Dar știți, da, băiatul, fă bani, cu cât faci mai mulți bani, cu atât sunt impozitele mai mari. Noi vrem să reușești în afacere. Ăsta săracul s-a și speriat, dar o și reușit până la urmă. Are o pagină de Facebook incredibilă, mezeluri dintr-un oraș din Olanda, și au început companiile de stat să cumpere mezeluri de la el pentru tot felul de festivități. Poliția, de exemplu, olandeză, merge și spune, bă, mătușa ta este eroină în Olanda. Are o rețetă de cârnați impecabilă. Noi mâncăm numai prostii de alea cu sos. Înțelegi? Sau cum fac olandezii, știi? Pain au chocolat.
da? O felie de pită, niște fugi de ciocolată și când o mâncă, zic, aici e penă șocolată am mâncat. Francezii când aude olandez cu chestia asta, cu penă șocolată, turbă. E ca și cum i-ai spune unui chelner din Italia să aducă un ketchup la spaghetti sau să ai un prieten italian să faci tu spaghetti acasă și rupi spaghetti. În momentul ăla ai declanșat război civil, război diplomatic, război de care vrei tu, da? Mai este un exemplu iarăși din Spania, știi? Vine Mărioara din Turda. Apoi ce să fac? Am ajuns în Spania, stau de 15 ani. Hai mă, Costele, să luăm și noi, știi, spațiul ăla comercial, facem un restaurant. Hai să facem un restaurant. Cu ce? Cu sarmale, cu de-astea, că sunt o grămadă de români. Mă rog, acum pleacă și de acolo, în Germania. Da? Și pleacă și fac restaurantul. Bă, și vine garda, bă, tată spaniolă. Asta a înghețat. A început să pregătească pliculețele, să faci friptură de aia în lapte, cum se face la Turda, să le dăm la ăștia, vezi, să le bați ceva în portbagaj. Au venit și au spus, ați făcut restaurant, da. Cum merge? Păi, la început, așa merge. Ok, dar nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine asta. Asta să facă infarct, Mărioara. Costel săracul, da, că bărbații sunt mai emotivi, știi că n-au născut niciodată, îi doare măseaua, vai de capul lor. Și zic ăia de la FIS și de la Sanepidul lor, aveți cam 8 neclarități aici, da, în 2 luni le puteți rezolva? Le rezolv în cu sufletul, domnul, lasă-mă numai, nu amendat că-s copil sărac din România. Nu amendat-o, o venit după 2 luni. N-ați făcut toate 8 neclarități, mai sunt 2. Fii atent cum facem. Trimitem un om aici ca să vă învețe cum să faceți. Interesul nostru nu să vă dăm amendă. Că nu câștigăm nimic dacă vă dăm amendă. Că știi ceva, că îți trag o amendă și după dai faliment. Și atunci, decât să câștig acum 3.000 de euro că ți-am tras amendă, mai bine câștig 3.000 de euro lunar că ți-e merge afacerea, ai făcut tot ce ți-am spus și plătești 3.000 de euro impozit. În România, dacă spui chestia asta, cred că te scui pe politicienii, majoritatea. Bine, majoritatea oricum nu știu ce înseamnă o afacere, știi? Dar te uiți. Te uiți și după vezi cum face Estul. Estul începe să meargă către vest, către Occident. Da? Se mișcă spre Occident. Noi, cu cumetriile naționale, nu avem treabă cu ăștia. Dom'le, să ne dea bani Occidentul, da? Să nu ne frece la melodie, da? Nu dai bani și îmi spui ce să fac cu ei. Tu dă bani aici că știu eu, că uite, săracii ăștia cu pensiile speciale, ăștia tremură. Da? Îți dai seama ce stres a fost pe ei că era să le impoziteze pensia specială cu 15%. Din 6.000 de euro rămâneau cu 5.500. Cine dracu trăiește cu 5.500 de euro în România, bă? Dacă stăteam și într-un oraș cum e Clujul, s-a spus, la Catedrala Ortodoxă, ăia de la UDMR, la Catedrala Catolică sau aia altă, da? Și trebuia să mergem în fiecare zi să le dăm bani de să ia așa o pită, băi, tață, băi. Da? Și zice foarte bine Ovidiu Nahoi. Deci o chestie. Președintele Cehiei cere pași concreți pentru intrarea țării în zona euro. Bulgaria se pregătește să adere la 1 ianuarie 2025. Balticii au aderat încă de acum un deceniu, văzând în eurozonă un proiect strategic. Ei au resimțit mai devreme și mai acut amenințarea Rusiei. La România, niciun politician de prin rang nu îndrăznește să mai abordeze subiectul, cu toate că adoptarea monedei comune este obligația asumată prin tratatul de aderare. În România, băieți, mai țineți minte în 2007, ne bucurăm, desfacem șampanii, tăiem pamblici, ca să ne răim la genunche, a spus ghilimele, da, apud ăștia de la PSD, ok? În 2013 adoptăm euro. Bă, zici că era începutul ăla de după 90, când venea Iliescu și se uita așa la hartă. Oare ce model să luăm? Noi suntem România, suntem rupți în... Dar, oare să luăm modelul olandez, modelul suedez, modelul american, ăla francez? Și am luat un model sovietic de neoțântuit pe ultimul loc în Europa. Trăiască domnul Iliescu 280 de ani, că oricum trăiește 300. Da? Și atunci, ai noștri... Așa au făcut. 2013, intrăm în zona euro, mâncați-ași, vine România, vine la România aici și intrăm la zona euro. O intra numai la zona euro, că, na, ei sunt cu euro, noi suntem cu lei. Și n-au nicio problemă. În 2016, în guvernul Cioloș, din alea 4 repere, aveam deja 3. Mai rămânea chestia cu statul de drept, dar ea putea rezolva repede printr-o reformă a justiției. Și eram în zona euro. Și a venit Dragnea cu ăștia care sunt acum la guvernare, că nu era Dragnea singur, înțelegi? Și din 3 a rămas cu 1, 0, da, 1-0 pentru Europa. Adică cu 0 repere. Praf le-a făcut.
în 2 ani de zile tot s-a dat peste cap. Da, sigur, trebuia să intrăm și în Schengen încă din 2011, dar dacă vă amintiți, a venit Ponta cu Marțea Neagră sau ce dracu era acolo, dar era negru oricum, Marțea sau Vinere, da? Și în 2 zile a speriat Europa cu ce poate să facă căpățâna lui. Da? Noroc cu socru s-o, că vezi că era să moară de foame și acum îi dau ăștia 10.000 de euro pe lună. Totuși, nu poți să-ți bagi joc de bătrâni. Bătrâni. Că ăștia că nu mai avem voie să folosim cuvântul bătrâni, numai seniori. Bun? Și atunci te gândești, oare ce-o fi cu ăștia, bă? Ce nu înțeleg ăștia din ce se mișcă în lume? După publicitate, mai avem vreo 3 minute până la publicitate, o să vă arăt de ce se mișcă lumea și se împute. Începe să... Ați văzut vreodată miros de surf? Ați mirosit? Da. Eu fac acum inhalații, cam tu să ia măgărească, o să zic ăștia că-s măgar. Da? Nu trece din septembrie. Și fac inhalații cu o chestie de mixtex, nu știu cum îi zice, da? Și putea surf. Și totdeauna alung mâțele, prima dată am alungat mâțele, că am crezut că am făcut pârțuri. Atâta de urât. Și trebuie să fac inhalații cu aia. Și mi-am dat seama că, bă, stai, că nu-i chiar așa de rău surful. Pute urât, dar de fapt e putoarea lumii. Înțelegi că lumea se împute, băieți. Lumea se împute și ai noștri fac nuntă cu dar. Ai noștri zic, noi suntem singuri pe lume, nu ne interesează ce e în jurul nostru, că se mișcă planeta, că ăla-s care salută cu Hai Hitler, că ăla-s ridică mâna a salut nazist, că se mulțesc extremiștii, că idioții de ruși vin din ce în ce mai aproape de noi. Nu ne interesează, bă. Noi trebuie acum să privim România, așa se gândesc ei, ca pe un fel de pizza. Să luăm salamul, bă, prosciutto crudo, prosciutto cotto, da, mozzarella, luăm și aia. Și la ăștia, la ce le lăsăm? La popor, cum s-ar veni. Păi le lăsăm marginea acronțănitoare pe care nici dracu nu mănâncă, că dracu e fraier. Mie aia îmi place. Înțelegi? Și atunci noi mâncăm tot. Luăm carnea de pe os și la ăștia le lăsăm osul. Că din os poți face o ciorbă și nu numai atâta. Te pui bine și cu vecinii, că îi împrumut soțul pentru ciorbă și osul ăla merge ca la o șezătoare, se întoarce înapoi la tine și vezi că mai sugi osul pentru că... Ce am zis? Sugi osul? Ai de capul meu. Da, pentru că acolo este măduvă, băi, și măduva nu e așa... Înseamnă spiritualitate. Asta nu înțeleg ai noștri. Adică, exact acum ai mâncă în freză cu impozitul progresiv. Da? De ce? Să ne pregătească. Pentru că în 2025, când ne apropiem de faliment după anul ăsta 2024, prin excelență electoral, cu pomeni, cu promisiuni, cu dăi să meargă, o să se vadă că n-au nimic, tată, și o să vină să ne... Câți bani e la tine, Germane? Bă, cash, deși nu por cash, dar am luat pentru Ilie Sârbu un caz că îl văd la Biserica Ortodoxă, la catedrală. Uite, 5 lei, 10 lei, 20 de lei... 22 de lei, 32 de lei, 42 de lei am. 42 de lei și mai pot să le dau de pe telefon, nu le dau, bă, îmi pun parola. Așa, 42 de lei. Și o să vină zică, dă și mie 42 de lei. Bă, mă, lasă-mi și mie, îți las 2 lei. Dar ce să fac cu 2 lei? Lasă vere că patria are nevoie de bani. Și țup la Ilie Sârbu. La-i dă 30, la-i... Împărți banii. Și în 2025 asta se va întâmpla, o vor veni și vor spune și vor da vina pe alții. O parte va da vina pe Uniunea Europeană și va spune, domnule, Europa ne face o colonie, duce-mă. Ăilalți vor da vina pe ăștia dacă nu câștigă alegerile. Deci dacă PSD și PNL câștigă iar alegerile, o să dea vina pe USR, pe AUR nu. Aurul îl țin acolo, așa ca o sperietoare, ca să înțeleagă europenii că trebuie să-ți bage bani. Că dacă nu, lăsăm câinele din laț și să vezi ce se întâmplă, da? Ăștia, useriștii. Ăștia, da, dacă câștigă USR-ul, o să dea vina pe PSD și pe PNL. Așa e modelul. Adică, e păcat să nu dai vina pe cineva. Că nu ești robot să-ți asumi tu cu un enter toate prostiile. Nu, nu. E bine să dai vina pe cineva, lumea se răcorește, vede dușmanul, simte așa Sovietul Suprem, ăla care chiar dacă nu-ți dă de mâncare, cel puțin o omoară pe aia care au de mâncare. Înțelegi? Adică Republica Sindicală România, Republica Populistă România, Republica Socialistă România, toate astea se vor îmbălmăși. Da? Republica Reformistă România mai puțin, pentru că reformele nu ne plac, reformele ne enervează cu nervii la cap, ne stresează, îți mai rău ca o nevastă cicălitoare sau ca un soț bețiv. Da? Și atunci de ce să facem reformă? Să trecem la euro ca să ce? Abia ne-am obișnuit cu bagnotele noi ale lui Sărescu și acum mă freacă ăștia cu euro. Păi cum să trecem la euro? Că noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni. Leul românesc, care vine din talerul olandez, care olandezul vine din dolarul american.
Păi, noi deja am făcut chestia asta. Euro este pe din afara istoriei. Că noi vezi traseu, București, Haga, Washington, da? Leu, taler, dolar. Adică, încet, încet, ne revenim, bă, și revenim la ce am fost și chiar mai mult decât atât. Sigur, în toate tâmpenile pe care le putem face într-un timp istoric relativ scurt. Publicitate. Și știi ce nu înțeleg occidentalii? Bă, lăsați-mă cu filmele alea cu Highlander și cu tot felul de tântălău la care se bate cu bâta și cu sabia. Noi avem nemuritorii noștri, bă. Uite, de exemplu, domnul Rafila este nemuritor. Da, vă arăt o chestie de pe Prima News. Așa, două știri una după alta. Prima News.ro. Spitalele din toată țara sunt sufocate de cazurile de gripă. În multe orașe, unitățile medicale nu mai au paturi libere. Nu mai vorbim de medici. Dar vine domnul Rafila și spune așa. Rafila anunță deblocarea posturilor din sănătate. Sperăm ca până la sfârșitul februarie acesta să poată fi ocupate. Exact așa a spus despre planul anticancer. Îl facem. Nu s-a făcut. De 2 ani de zile morăia de cancer pentru că nu este un plan anticancer, deși este aprobat și de Parlament și de Iohannis. Planul anti-AVC de 3 ani. Doamne, facem! Deși este aprobat și de Parlament și de Iohannis. Planul anti-diabet. Aprobat de Parlament, aprobat de Iohannis. Nu se face. Nu se poate face pentru că în România trebuie norme de aplicare. Și normele de aplicare le dai... Uite, când vezi privirea asta blajină, de intelectual de nota 7, un tip care s-a descurcat în școală, s-a descurcat și ca funcție, și în momentul când a văzut că pierde funcție, puf, în partid. Nu-i bine. Și de interesat pentru noi cancerul. Da? Lasă, dragă, au plecat 5 milioane și nu a murit România. Dacă mai mor un milion, care-i baiul? Diabetul la fel. AVC-ul la fel. Da? Las că normele de aplicare le dau eu când cred eu, de cuvință, nu mă obligați voi. Că eu sunt ministru, da? Deci, corect, tată. Bravo, domnul Rafila. Când ajunge populația României la 9 milioane, să ne explici. Numai, cumva vorbește cu popii să accepte incinerarea, că n-avem atâta loc de morminte. Îmi putem face din cucuruz cimitir. N-ai cum, da? Și lumea se mișcă, lumea se împute și vă arăt o declarație care ar trebui să ne dea fiori, dar noi, în nesimțirea noastră, evident, nu vom avea fiorii ăștia. Da? Ar putea fi război în Suedia. O spun în calitate oficială. Asta spune ministrul apărării al Suediei. Toată lumea trebuie să înțeleagă că timpul poate fi cea mai prețioasă resursă. Bă, tată, ministrul apărării civile din Suedia, o țară care, o să vedeți imediat, n-a avut de 200 de ani război. Ar trebui să stea liniștită în somnul cel de moarte, deșteapte suedezule, da? 200 de ani ăștia nu au avut război. Și dintr-o dată, în loc să le dea suedezilor un fals sentiment de siguranță, vine ministrul apărării Carl Oskar Böcklin, care a îndemnat pe toți să se pună în mișcare. Și aici vorbim despre presă suedeză, nu despre ce-mi trece mie prin cap că-s mai chel. Și dacă mă duc mai departe, ia uite aici ce spune. Mulți au spus-o înaintea mea, dar permiteți-mi să o fac în calitate oficială, mai clar și cu o claritate evidentă. Ar putea fi război în Suedia. Și cu asta basta. Bă, tată, bă. Dacă e război în Suedia, va fi război peste tot. Noi nu avem probleme cu asta, în mod evident. Noi suntem cu 100 de ani în urmă și ar trebui să fie un război de 100 de ani, cum a fost atunci, da? Acum câteva sute de ani, ca să ne prinde și pe noi cât de cât frigurile. Nu, aia la Suedia. Da? Se mișcă lumea, nu contează. Bă. Noi nu ne mișcăm, că noi suntem nemișcați aici. Dar suntem daci. Mai este vreuna? Ia uite aici. Discursul lui Böcklin nu pare să aibă legătură cu vreo amenințare recentă și specifică împotriva Suediei, ci mai degrabă urmează unei serii de avertizmente din partea guvernului și altor actori, potrivit cărora țara trebuie să-și intensifice apărarea militară și civilă în fața unei rusii din ce în ce mai agresive. Ca să înțelegeți. Da? O Rusie din ce în ce mai agresivă. Și puneți Rusia asta din ce în ce mai agresivă, și acum vorbim extrem de serios, exact cum am vorbit și până acum, da? Lângă o Europa care se autotulbură. Pe de-o parte ai Rusia, care e idiotă prin excepție, prin definiție, toată istoria ei. Apropo de, eu pot să-mi apăr granițele doar dacă
le măresc în continuu. Asta a zis idiota aia de Ecaterina cea Mare a lor. O fostă slujnică din Suedia, ajunsă în patul țarului și țarul, care era sărac, avea o problemă de poluție externă, probabil. Da? Ce-o zis? Hai, deșteaptă, ești, mă, cu sufletul. Și proasta a devenit împărăteasă. Și după ea s-a dus Rusia de-i să meargă. Și-a tomărit granițele. Ori, lângă asta, pune ce? Pune tulburențele din interiorul Europei. Făcute de tot felul. Unii europeni, alții neeuropeni. Și o să-ți arăt în Italia, tată. Ia să vedem aici. Un filmuleț. Da? Și îl dai cu sunet. Ca să înțeleagă lumii. Ia uite aici. Și poliția stă și se uită. O să vedeți imediat. Da? Ba nu. Că mă duc... Asta vreau să levi subiectul cu Moldova. Că ăsta e chiar de dat fiori. Sunt trei analize independente, separate, care arată că Rusia ar putea ataca Moldova. Trei separate. Una vine de la șeful armatei belgiene, care avertizează că Putin ar putea ataca Republica Moldova și țările baltice. Europa trebuie să se pregătească. Multe analize spun că iarna 2024-2025. Dar să zicem că șeful armatei belgiene s-a trezit cu fața la cerceaf. Mergem mai departe. The Times. Rusia ar putea ataca Republica Moldova în încercarea de a deschide un nou front din vestul Ucrainei. Este o analiză independentă cu, dacă vrei, analiști, cu experți în tot ce înseamnă istoria asta războaielor duse de Rusia. Și o să ziceți, domnule, da, experți, las că știm noi de pe Facebook mai bine. Și mă duc iarăși la alta, la a treia sursă. Da? Zice... avertizmentul fostului șef CIA. Dacă Putin câștigă în Ucraina, următoarea țintă este Moldova. Bă, eu nu cred că toți trei sunt proști și numai noi suntem deștepți. Da? Că suntem pe Facebook și suntem mai cu like-uri, mai cu share-uri, mai punem o mâță, avem mai multe like-uri decât ăștia. Adică ar trebui cumva să înțelegem că ar trebui să ne țeacă mahmureala. Mahmureala pentru că ai noștri chiar parcă-s mahmuri. În loc să facem autostrăzi, adică infrastructură, pe care, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu vom circula noi, sau doar noi, ci vom vedea coloane de mașini militare care merg acolo să ne apere, nu ca să ne înfrice, să bage spaima în noi, da? Nu le facem. Dintr-o dată am văzut cât de lăsată la margine este Moldova. Moldova asta noastră, dincoace de Prut. Acolo ar fi trebuit să avem o autostradă de beton, de aia strategică, pe care pot călca tancuri la oi. La ceva. Înțelegi? Nu am înțeles nimic. Nu, domnule, nu, noi n-avem cum. Dar trebuie să băgăm un miliard și ceva în pensii speciale, știți? Nu putem face autostradă acum. Nu, mai peste 40 de ani, când se încheie pensiile speciale... Dacă reușim să le încheiem, după aia facem o autostradă. Dați un telefon la Kremlin, spuneți-le, domnule, acum e 2024, prin 2064, dacă vreți să ne batem un pic, că poate reușim să gătăm autostrada. Da? N-au nicio treabă ai noștri, sunt mahmuri. În loc să pășească așa ca pe ouă clocite și să facă toate politicile publice prin care România să devină o țară modernă și extrem de apărabilă, dacă vrei, și din partea... partenerilor externi, adică cu o credibilitate de aia impecabilă, noi dârla. Sigur că România mai face în culise o mulțime de lucruri. Uite, pentru Ucraina, principalul furnizor de motorină a fost pentru 2023. Dar bă, băiatule, trebuie să-ți faci și în intern ceva, pentru că, știi, bufferul ăla de încredere, ăla este extrem de important, că mâine poate fluieri, Doamne ferește, mobilizare. Și o să fugăți în Spania, dacă nu-ți fugiți deja. Și o zic, dar ce să apăr eu? Sondajul ăla pe care l-a făcut la un moment dat evenimentul zile, acum vreo nu știu câți ani, 2-3 ani, sau mai mult, v-ați apărat țara. Păi erau numai potlogăria. Cu ce să apăr țara, doi? Că țara e alu Dragnea, să apăr averile ăstora. Nu. Adică, stai un pic să ne gândim. Și lași totul pe militari, pe care acum îi înjuri că de ce au pensie. Și pensia militarii undeva la... media e la 4.000 și ceva de lei. Sigur că l-ai văzut pe Ciucă, l-ai văzut pe nu știu care are pensie mare. Da?
Aia măcar au fost în Afganistan, au fost pe acolo, un teatru de război. Să zicem că nici nu o pensie mare dacă o pui lângă un general, nu știu, francez, spaniol sau american. Dar e ok, zicem că se le teme alea. Dar bă, dar solda ăstora, păi tu le-ai dat numai soldă. Ia plătește-le tu din urmă tot ce n-ai plătit, da, cotizații, și o să vezi că cam atât, așa, cam la 4.000-4.500 trebuie să aibă un militar pensie. Și atunci militarul va spune, păi ok, hai să vedem, că dacă e pensia 4.500, înseamnă că solda se aproape, hai să fie undeva la 7.000. Mă duc să lupt. Dar așa, dacă îl disprețuiești și toată ziua ești cu, bă, ăștia cu pensii speciale, militarul să spună, bine, bă, du-te luptă tu. Eu mă duc să, nu știu, să fac șaorma. Sau îmi iau o chestie de aia, o gentuță de aia în spate, o motoretă și vă duc mâncare, să mâncare caldă. Mâncare caldă, că îmi iau chestie de aia cu polistire să țină mâncarea caldă. Da? Și ziceam de Europa care începe să se împută, tată. Și pute tare, pute foarte tare, saluturi naziste, uite aici, saluturi naziste. Ăștia sunt europeni, italieni. Manifestație controversată la Roma. Sute de persoane fac salutul nazist, fascist în public. Era ca în 1924, la apogeul perioadei fasciste. Deci ăștia sunt europeni care vin ca reacție la... Oare ai pregătit filmulețul? La niște migranți care salută cu Hai Hitler, bă, și poliția asta se uită la ei. Adică tată, excavatorul pe ei, împachetat și trimis în mama lor de unde a venit. Dacă tu vii în Europa să mai urli Hai Hitler, uite aici, uite aici, ăsta a venit să ceară de mâncare, vai mama lui că mânca o dată pe săptămână, acum ai dă statul italian trei feluri de mâncare pe zi, uite la el ce gras, are un curcântovă de arătată, da? Nici o problemă. De ce? Pentru că poate. Uite aici. Bă, tată, bă, uite și ăla stă, uite la polițist cum stă lângă el, bă. Bă, băiatule, te-aș fi împachetat instantaneu. Dar nu mai discutăm că cine ești, de unde ești și ce dantură ai. De unde ai venit? Exact acolo te-am trimis. Și ți-am dat și un șut în fund ca să ajungi mai repede. Nu pentru că aș face apel la violență, dar vreau să ajungi mai repede, să nu cumva să borăși pe drum. Pentru că avion, chestii rău de înălțime, chestii de genul ăsta. Da? Sigur că da. Și după aia, aceeași chestie cu poliția. Și eu nu înțeleg statele, bă. Deci ăla stă și se uită polițaiul cum ăla urlă Hai Hitler, un migrant, da? A venit să ceară o bucată de pită. Lasă, tată, că mergem la Europa aici, frumos la Europa, da? Și vă arăt imediat, da? În Marea Britanie, cu extremiști care urlă că ei vor legea islamică. Ei au fugit din țările islamice, dar vor legea islamică. Uite, dă-i cu sonor. Băiatul, uite la ei. Și polițistul se uită, mânc cu sufletul de... Doamne, dă să mă fac polițist. Doamne, fă-mă polițist în Marea Britanie, că dispară ăștia instantaneu. Fă-mă și politician să schimb legile ca să poată să dispară instantaneu. Adică ăsta a venit muritor de foame de pe tot felul de continente, da? Și urlă că vrea șaria. Adică vrea șaria de ce? Vrea, de exemplu, să violeze fără să fie pedepsit. Să omoare femei dacă nu poartă năframa aia pe cap. Vrea să facă absolut orice fac de acolo, da? Vrea să-și bată joc de copii, vrea să pună pe toată lumea să dea cu capul de pământ pe covoraș de 5 ori pe zi, pentru că lui se pare corect. Și polițaiul stă și se uită, bă. Adică avem o mare problemă. Ăștia toți sunt pro-Hamas. Ăștia toți sunt, practic, adepți ai terorismului. Numai că n-au curaj. N-au curaj, mai pun câte o bombă, mai pun câte o chestie de aia. Înțelegi? Nu știu dacă... Uite, este un... Dai, vi-l arăt mâine. Un predicator de la așa, un predicator de ăsta de islam, și-o luat-o rău de la un taximetrist. Eu am vrut să am verificat din mai multe surse, e adevărat, vă dau mâine, ok? Pentru că ăștia încep să facă niște lucruri care nu aparțin de nicio civilizație. Știi? Ei urăsc evreii pentru că există evrei. Nu pentru că evreii le-ar fi făcut ceva. Toate țările de acolo stau și turbă că de ce? Cum dracu, evreii ăștia au putut să facă din deșert agricultură și noi nu putem face? Păi da, mă, că ăștia au băgat mâna, au pus mâna pe carte, voi ați pus mâna pe bombe și pe tot felul de porcării, da? În SUA, da?
ăia de la pro-Hamas, eu nu le mai spun Free Palestine sau pro-Palestina, ăștia sunt Hamas. Dă mare pe ecran și o să vezi, uite, un bătrânel cu soția lui, da? Au mers ei la patinoar, cum merge orice om. Și-au venit ăștia, da? A, ești alb, dă-i să meargă. Uite aici, cum este uite. Shame on you, să-ți fie rușine, să-ți fie rușine. Dă cu sonor. Uite aici. Ăștia toți au venit să ceară o pită, bă. Ăștia au mâncat o dată pe săptămână. Și pe mine mă miră altceva. Și de-aia nu vreau să cad în păcatul generalizării. De ce comunitățile oneste de muslimi, da, nu le trag ăstora un șut în spate? Adică, bă, măcar declară-te, cum ar fi să meargă bunicul tău, da, sau bunica ta, vor și aia să meargă să, că doi patinoar, public. Și dintr-o dată să-i urle tot felul de ciumpălași de ăștia, dar să-ți fie rușine, pleacă de aici, ăsta e al nostru. Tată, buldozerul pe voi, instantaneu împachetat și plecat la mămica voastră, intrauterin la voi în țară. Da? Și aici va trebui să vedem o reacție de la comunitățile, așa cum am spus, oneste. Pentru că nu toți sunt la fel. Ăștia sunt excepțiile. Sunt o mulțime de oameni care au mers acolo și la fel ca tine, ca mine, vor să muncească, să le intre copilul la facultate, să-și ducă nevasta la restaurant, să se bucure de un concediu. Sigur, fiecare cu tradițiile lui, fiecare cu religia lui, că aici nu discutăm de dreptul la credință, dreptul la tradiție. Aici vorbim de dreptul la civilizație, pe care familia asta de bătrânei l-a pierdut instantaneu în fața unor neterminați. Bă, și nu intră poliția pe ei. Pe mine asta mă miră și mă face să cred că Europa și toată civilizația o să meargă mama de la mama dracului tocmai din ignorarea unor astfel de tâmpenii. Ok? Da? Și după aia, mai trebuie să spunem o chestie. Este o asociație de prietenie, m-am băgat și una, să știți, ca să nu avem secrete. Asociația de prietenie între români și evrei, care zice o chestie. Internaționalizarea terorii Hamas. La început, pe 7 octombrie, acei tineri care transmiteau superiorilor lor, dar și mamelor lor din Gaza, cât câini evrei au omorât în numele lui Allah, am încheiat citatul, și au transmis urletele de suferință, strigătele de suferință ale victimelor lor, n-au avut nici rușine, nici empatie și nu s-au gândit decât la faptul că vor da foc Orientului Mijlociu, iar Israelul va arde ca o torță în mijlocul conflictului declanșat de ei. Dar cei vizați n-au fost doar evrei din Israel, ci comunitatea evrească din lumea întreagă, care i-a fost transmis mesajul că nu vor mai fi în siguranță niciunde. Acum, că armata de apărare a Israelului i-a lovit puternic, se erigează toți criminalii ăștia în victime și folosesc uneltele manipulării sociale, ducând vorba în lumea largă cât de asupris sunt ei palestinieni din Gaza și cât de nedrept este statul evreu. Bă, băieți! Da? Și lumea mușcă, sunt o grămadă de tântălăi care și ei free Palestine, fără să știe de fapt că sunt pro Hamas. Da? Când zici free Palestine, tu de fapt zici, mă rog, fără să pui mâna pe Kalashnikov sau pe tot felul de grenade sau pe rachete, repeți gândurile ălora de la Hamas. Pentru că free Palestine, dincolo de vai, libertate, chestii, să fie liberă. Ce înseamnă liberă? De la râu până la mare? Hopa! Adică să aruncăm Israelul mare. Da? Și eventual să facem și scandal peste tot. Să intrăm în Starbucks-uri, McDonald's-uri, peste tot. Să le arătăm, să urlăm. Rușine să vă fie. Shame on you, shame on you. Da? Și nimeni nu... Bă, tată, de ce dracu mai există poliție? De ce dracu mai există politicieni? Ai făcut legi. Eu nu zic să cazi în tâmpenile lui Trump. Dar tu poți să vii să spui, băiatule, legea nu se aplică colectiv. Noi nu luăm o comunitate ca fiind vinovată. Că ești evreu, că ești român, că ești creștin, că ești musulman. Nu. Luăm pe fiecare. Ce ai făcut, bă, băiatul? Păi m-am dus la bătrânul ăla și am spus să plece de aici, că free Palestine. Da? Ia vin aici. Fii atent ce facem. Cât câștigi tu pe lună? $1,000 mâncați așa ajutor social. Ți-am tăiat ajutorul social și ți-am tras amendă de $30,000. Poți să plătești. Apoi că să vezi că e mult, nicio problemă, mai punem încă $1,000 biletul de avion către mămica ta care te așteaptă acolo, nu-i așa, înfiorată de plăcere. Sigur că da. Da? În Franța la fel.
În Anglia la fel. Ce vrei tu? Sharia? Aici avem legi civile. Legile religioase ale tale le faci în căsuța ta cu condiția ca nevastă ta să nu sune la 112 că ai bătut-o sau că ai violat-o. Că dacă ai bătut-o sau ai violat-o, intervin legile civile, da? Și te legăm și spunem o pereche de cătușe și te legăm de ușei, nu-i așa? Și după aia, dacă ești în Franța, ce vrei tu? Vrei și tu șaria? No, ce plăcere! La șaria te trimitem avion, cotizăm cu toții câte una, câte una din Paris, că e mai ieftin. Îi trimis cu aia, cu cursa aia economic, cu low cost-ul. Undeva la 500 de euro, 600, ai 600 de euro, că îi dai și o măslină, să nu mă arăt de foame decât în teritoriul lui. Știi? Și încet, încet îl iei pe fiecare și în momentul ăla o grămadă o să facă pasul înapoi și o să se gândească de două ori dacă și-ai mă iu, și-ai mă iu, free, free Palestine, da? Hai Hitler și toate porcăriile care le trec prin cap. Vrei salutul nazist? Nicio problemă, te trimitem exact acolo unde este nazismul celebrat. În Iran, în Gaza, acolo, în locurile alea de unde ai plecat pentru că ai răbdat foame, băi. De-aia ai venit în Europa, pentru o coajă de pită. Și noi, tântălăi, cum știm, dar și în același timp și bun la suflet, am zis, hai mă, din 10 lei pune un leu acolo, 10% impozit, pentru ăștia. Sigur că în Franța nu e, da, statul francez vine și spune, vai, ești migrant, da, mi se rupe sufletul, pușcă două de nu de emoție și de milă, hai să-i dăm 900 de euro să-și plătească chiria. Și francezul începe să se întrebe, bă, și mie? Că ia 900 de euro sunt de la mine. Adică tu îi dai la ăla 900 de euro de la mine și eu plătesc chirie 900 de euro și ăla nu plătește nimic chirie. Adică în loc să-mi plătesc mie chiria din ea 900 de euro, îi plătesc la ăsta. Da? Nu mai vorbim de ajutoare sociale. Înțelegi? O să vă arăt tot mâine, că mi-am tot luat, tot primesc din toată lumea, o bunicuță, o bunicuță din Elveția, venită din Turcia, de 40 de ani, în Elveția de 40 de ani, de la 19 ani. Da? Care de 40 de ani trăiește din ajutor social. De 40 de ani. Vreo 300 și ceva de mii de euro dat așa de statul elvețian. Lasă. Și în fiecare an din ajutorul social o vacanță în Turcia la rude, se laude. Știi, la noi la Svizzera, la noi la Elveția este totul bine și frumos. Nu ca la voi în Turcia, mă duc înapoi acasă, sunt elvețiancă. Din coace era turcoaică. Și s-a numit chestia asta eșecul integrării. Ghiți ce au făcut cu ea? Au expulzat-o. Că au zis în felul următor. Fata mea, un an, doi, 10. Băi, tu nu te poți integra. Tu ai venit aici doar pentru ajutorul social. Ajutorul social nu e o chestie de aia că avem o roabă, da? Și tot luăm în lopata și întoarcem banii. Nu, nu. Ajutorul social vine de la, uite-l pe ăla cum merge la lucru ca să plătească impozit. Ia uite doamna cum merge la lucru să plătească impozit. Și de acolo, din sălăriucul lor, luăm niște bănuți și ți-am tot dat, bă, 300, 400 de mii de euro. Cât să-ți dăm? Când vrei să te integrezi? Și-au expulzat-o. Vai, sigur că da, ONG-urile, astea, neocomuniștii. Dar cum se poate așa ceva, sărăcuța bunicuță? Dar dacă le spune, ia plătește-i tu ajutorul social, timp de 40 de ani de acord, evident, nu, să plătească statul. Numai că statul înseamnă cetățeanul. De obicei ăștia care sunt ONG-urile astea, care plâng de mila broaștelor țestoase, de mila bunicuței, de mila fluturilor municipali care și-au pierdut erecția matinală, dar ăștia de obicei nu lucrează. Ăștia sunt așa, flower power în lumii moderne. Domnule, eu nu pot lucra pentru că am o filozofie mai absconsă. Mă uit așa, mă uit prin voi, plătiți voi impozit, cumva să mi se dea și mie, pentru că noi luptăm pentru o altă libertate, o altă definiție a libertății. Libertatea de a fi idiot, de exemplu, libertatea de a nu face nimic. Da, cum avea o mare poet român, libertatea de a trage cu pușca. Și atunci tot ce înseamnă extremă este apărată. Da? Doamne ferește să-l iei pe unul de ăla care l-a bruscat pe bătrânelul ăla din Statele Unite pe patinoar, să-l trimiți acasă, că imediat îți vin ONG-urile alea de stânga. Cum se poate? Dar avea dreptul să-i tragă și una, dacă vroia, și un șut bătrânicii și bătrânelului. Pentru că libertatea de a trage un șut în cur este inviolabilă în lumea modernă. Nu vezi? Libertatea de a trage un șut în fund este egală cu libertatea de a te pune pe un avion, sigur că da, plătit de stat, și de a te trimite acolo de unde ai venit, mâncând o dată pe săptămână și dintr-o dată aici, puțin obez. Așa e la mod acum, în lumea civilizată. V-am pupat, definitiv.
Program disponibil pe primaplay.ro.